Frăsinei, luna februarie, ziua a treia, Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu. Simeon, bătrânul, după mărturia Sfintei Evangheliei, era un om drept și credincios, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era peste dânsul. Aceluia i s-a făcut știre de la Dumnezeu despre venirea ce de grabă era să fie în lume adevăratului Mesia și i s-a făcut știre, precum povestesc istoricii cei vechi astfel. Când, după porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, se tălmăcea legea lui Moise și toate prorociile din limba evrească în acea elinească, pentru care lucru erau aleși oameni înțelepți din Israel, 70 la număr, între aceștia era și Sfântul Simeon ca un înțelept și iscusit în dumnezească Scriptură, atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaia, prorocul, și ajungând la cuvintele, iată, fecioara în pântece va zămisli și va naște fiu, s-a îndoit zicând că nu este cu putință ca o fecioară neștiind de bărbat să poată naște, și luând cuțitul a voit să radă cuvintele acelea. Dar îngerul Domnului i s-a arătat și a ținut mâna zicând, nu fi necredincios față de cele scrise și a căror împlinire singur o vei vedea, pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naște din curata Fecioară, Hristos Domnul. Deci el, crezând cuvintele îngerești și prorocești, aștepta cu dor venirea lui Hristos în lume și era drept cu viața și fără prihană, ferindu-se de tot răul, șezând lângă biserică și rugându-se lui Dumnezeu să miluiască lumea sa și să izbăvească pe oameni de diavolul cel viclean. Născându-se Domnul nostru Iisus Hristos și împlinindu-se 40 de zile, iar după obiceiul legii fiind adus în biserică de mâinile preacurate sale maici, atunci și Sfântul Simeon, îndemnat de Duhul, a venit în biserică și căutând spre pruncul cel mai înainte de veci, precum și la fecioara cea fără de prihană care îl născuse, l-a cunoscut că acela este Mesia cel făgăduit și că aceea este fecioara prin care avea să se împlinească prorocia lui Isaia. De aceea i s-a închinat, văzându-o înconjurată de lumină cerească și fiind strălucită cu dumnezeieștile raze. Deci, cu frică și cu bucurie, apropiindu-se de dânsa, a luat în mâinile sale pe Domnul și a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. El a prorocit despre patima lui Hristos și despre răstignirea lui, spunând că va trece prin sufletul născătoare de Dumnezeu sabia mâhnirii și a necazului, când va vedea pe Fiul Său răstignit pe cruce. Și așa, mulțumind lui Dumnezeu, s-a mutat cu pace la adânci bătrâneți, pentru că se scrie despre dânsul că a trăit 360 de ani, Dumnezeu astfel lungindu-i viața, ca să ajungă vremea cea din toți vecii dorită în care Fiul cel fără de ani s-a născut din Sfânta Fecioară, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Tot în această zi, Sfinții Mucenici Adrian și Evul, acești sfinți erau din cetatea Vanea și, fiindcă aveau dragoste către mărturisitorii și mucenicii lui Hristos, s-au dus la Cezareea, unde mulți pătimeau pentru Hristos. Aflându-se acolo că erau creștini, au fost duși la Igemonul Firmilian și, mărturisind în fața tuturor pe Hristos, îndată au fost supuși la chinuri mari. Dar fiindcă stăteau tari în mărturisirea lui Hristos, Igemonul s-a mânia foarte și i-a dat spre mâncarea fiarelor. Mai întâi fericitul Adrian a fost aruncat înaintea unui leu și, luptându-se cu el și rămânând nevătămat cu harul lui Dumnezeu, i s-a tăiat capul. Apoi Sfântul Evul a fost aruncat și el înaintea aceluiași leu, dar fiindcă a biruit pe leu și a rămas nevătămat, i s-a tăiat și lui capul. Și așa au luat amândoi cununa muceniciei cea neveștejită. Tot în această zi, Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Japoniei, Sfântul Nicolae cel Nou, apostolul Japoniei, s-a născut în anul 1836 în satul Iegoria, gubernia Smolensk. Tatăl său Ioan Kasatkin, care era diacon, și mama sa, care a murit când copilul era în vârstă de 5 ani, erau amândoi oameni foarte vlavioși. Fiul lor dorea să urmeze cariera militară, dar în timpul studiilor s-a simțit chemat de misiunile îndepărtate pe care Biserica Rusă le întreprindea atunci. La început a vrut să meargă în China, dar apoi s-a hotărât să aleagă Japonia, după ce a citit o lucrare despre acea țară misterioasă și închisă în acea vreme pentru lumea din afară.
În 1860, atunci când era student în anul al patrulea al Academiei Teologice din Sankt Petersburg, a primit ca un semn de la Dumnezeu o circulară a Sfântului Sinod care căuta un voluntar doritor să devină preot la consulatul rus din Hakodate. La sfârșitul studiilor a fost uns în monahism cu numele de Nicolae și a fost hirotonit diacon și apoi preot, plecând îndată spre Japonia. În acea țară, cu obiceiuri atât de îndepărtate de creștinism și unde era interzis în mod oficial să-L propovăduiești pe Hristos, condițiile erau foarte puțin favorabile pentru o misiune ortodoxă. Sfântul Nicolae a învățat singur limba japoneză și după câțiva ani de muncă stăruitoare, înfruntând mari primejdi din partea stăpânirii, el a adus la credința ortodoxă pe preotul păgân Sawabe și pe doctorul Sakaya. Cu ajutorul acestor doi ucenici, în taină și fără a se preocupa atât de a converti un număr mare de japonezi, cât de a face din cei ce veneau la credință niște creștini adevărați și de neclintit în convingerile lor, Sfântul Nicolae a întemeiat o mică obște de 15 creștini japonezi. În catehizarea lor, el a întâmpinat nenumărate greutăți. Pe de o parte se lovea de obiceiurile păgâne care erau în societate, de codul de onoare tradițional japonez care era în contradicție cu poruncile evanghelice de a-ți iubi vrăjmașii, pe de altă parte lipseau complet traducerile scrierilor sfinte în limba japoneză. Pentru un timp, noi creștini au trebuit să se mulțumească cu o transcriere chineză a Noului Testament, căci traducerile în japoneză ale Sfinte Scripturi și ale cărților de slujbă nu puteau fi realizate decât încetul cu încetul. Din fericire aveau lângă ei pilda via păstorului lor sfânt, care le arăta cum trebuie să trăiască un creștin. Abia după mai mult de 10 ani de lucrare plină de râvnă, în 1873 a fost îngăduită de guvern organizarea misiunii ortodoxe, având pe arhimandritul Nicolae în fruntea ei. Centrul acesteia a fost mutat la Tokyo, noua capitală a Imperiului, unde prin predica înflăcărată a Sfântului numărul credincioșilor a ajuns până la 1000. În anul 1875 a fost hirotonit întâiul preot ortodox japonez, iar 10 ani mai târziu Sfântul Nicolae a fost înscăunat ca prim episcop al Japoniei. În curând a fost ridicată o măreață catedrală în inima capitalei Tokyo, care a fost numită Casa lui Nicolae. Apoi a înființat școli de catehizare pentru noi credincioși și chiar și un seminar pentru pregătirea clerului japonez. Acolo se predau atât științe teologice cât și limbile japoneză, chineză și rusă pentru a se traduce toate scrierile necesare vieții creștine. Deci a transmis tinerei sale biserici nu numai credința, ci și tradițiile și obiceiurile liturgice ale bisericii ruse. Sfântul Nicolae s-a îngrijit să întemeieze o adevărată biserică locală care să folosească limba japoneză, să pornească din sânul poporului japonez și să fie nedespărțită de acesta. Astfel, în timpul războiului ruso-japonez din anul 1905, Sfântul și-a arătat dragostea pentru turma sa și discernământul său, atunci când clerul local i-a cerut permisiunea să săvârșească slujbe de mijlocire pentru ajutorul armatei japoneze, Sfântul Nicolae le-a îngăduit aceasta fără a participa el însuși, neputând să se roage pentru înfrângerea propriei sale patrii. În acest fel, în această țară numită Țara Soarelui Răsare, s-a ridicat datorită strădanilor Sfântului Nicolae lumina Soarelui Dreptății a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Printre cei care l-au sprijinit pe râvnitorul ierarh în această lucrare binecuvântată, fiindu-i de mare ajutor, s-a aflat și un arhimandrit moldovean din Basarabia, pe nume Anatolie Tihai, care în anii din urmă a fost și el propus pentru canonizare. Acesta a fost paroh întâi în Hakodate și apoi în Osaka, unde a înființat o școală catehetică și a ridicat o biserică pe care a pictat-o el însuși. Alți doi basarabeni misionari în Japonia au fost Iacob Tihai, fratele arhimandritului Anatolie, care a fost cântăreț și catehet în Osaka, și Dimitrie Livovski,
catehet și dirijor al corului catedralei din Tokyo vreme de 30 de ani, atunci când Sfântul Arhiepiscop Nicolae a adormit întru Domnul în data de 3 februarie 1912, după 50 de ani de muncă misionară, creștinii ortodoxi l-au cinstit îndată ca pe un sfânt întocmai cu apostolii și mormântul său a devenit un loc de pelerinaj și un izvor de har pentru Biserica Ortodoxă a Japoniei, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin.